Această femeie s-a pomenit la spital după o plimbare în centrul capitalei. Din cauza gheții de pe trotuare, ea s-a ales cu o fractură la picior. Упала я на Штефана Чел Маре, угол Измайловская, лед и вода подтаявшая, и двойной перелом ноги. Передо мной женщина упала головой и ударилась. Вообще ни песка, ничего. С него я смотрела все до у фонтана, ярира время ры, шума мой парня язык. Что он так стрек сразу один парень, а сейчас смотрит субгарки моего мать, не солоникаты, пчелу. Am căzut, în mână eram. În ultimele 24 de ore, peste 20 de persoane s-au adresat la urgență cu entorsii, contuzii de mușchi și diverse fracturi. Din 23, 6 au fost internați. Ei vor suporta intervenții chirurgicale și vor sta o perioadă în spital. Ceilalți, după ce li s-a acordat asistență medicală, au fost direcționați către medicii de familie. Să circul prin capitală e o adevărată provocare, spun chișinăuienii. Mulțumesc lui domnul că l-a mai tot chitoleacă. Da, așa e ca uitați-vă prin curți și spași. Cu ghețuș, cu foarte mare ghețuș și foarte greu cu copii mic pe afară să te plimble. Aici văd că m-ai pus nasip, dar în centru foarte greu. De mers pe trotuare foarte greu. Și dacă în capitală pe trotuare a mai fost împrăștiat nisip sau sare, în suburbii se circulă și mai greu. Așa arată o stradă principală din Durlești, un drum dezăpezit, dar fără trotuare. Oamenii sunt nevoiți să meargă fie pe carosabil, fie prin zăpadă. Nu scurățite drumurile, nu scurățite. Mi-e foarte greu de circulat în Durlești, foarte greu. Pe orice stradă și pe strada centrală e tot foarte greu. Pentru că e curățat omul și-i dat pe trotuară și nu putem să mergem pe acolo, mergem pe carosabil. Și nu vă este frică că poate veni o mașină? Ne temem, dar ce să facem? Ne păzăm. Domnul să ne păzească. Frică, da, și șoferii au grijă, că merg mai încet. Mai sunt unele locuri unde mai este și ghețuș, mai este, dar trebuie ca iarna. Eu cred că totul corespunde anotimpului. Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț însoțit de un comentariu în care scrie că muncitorii de la Exdrupo au muncit intens și că rezultatele se văd de la sine.